Bună, eu sunt Laura și astăzi o să vă arăt cea mai simplă metodă de a face un slime. Pentru asta o să avem nevoie de două ingrediente obligatorii, persilul și lipiciu, pe care l-am de acest fel. Și al treilea ingredient care este opțional este colorantul alimentar. Deci să începem! Pentru început vom turna lipiciu. Iar acum vom adăuga colorantul alimentar. Acum vom amesteca. Iar acum vom adăuga câte puțin de persil și vom amesteca. După cum observați, slime-ul nostru și-a schimbat foarte rapid consistența după adăugarea persilului. Mai adăugăm un pic. După cum observați, slime-ul nostru deja se dezlipește foarte ușor de pereții vasului, iar când pun mâna pe el, nu se mai lipește. Din acest motiv, o să încep să-l amestec un pic în mână. După cum puteți observa, slime-ul nostru deja este gata. Nu se lipește de mâini, nu se lipește nici de masă, are o consistență super plăcută și este transparent. Și ăsta a fost video de azi. Dacă v-a plăcut, dați un mare like, un subscribe acolo jos, un subscribe pe contul meu de Instagram. Abia aștept să ne revedem în video următor, care va fi Provocări Nebune 2. Deci, dacă vrei ca provocarea ta să apară în următorul video, scrie în comentarii, iar eu voi face o selecție cu cele mai bune provocări. Succes!